găsit la Jurnal Economic. Direcția Generală a Finanțelor Mureș a anunțat termenele obligațiilor fiscale declarative în luna iulie 2013. Astfel, până la data de 25 iulie, mureșenii sunt așteptați să depună 12 tipuri de declarații fiscale. Acestea se referă la obligațiile de plată la bugetul de stat, distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor, obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Totodată este vorba despre declarațiile privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, veniturile sub formă de salarii din străinătate, dar și de contul de taxă pe valoare adăugată. Contribuabililor li se recomandă să se intereseze din timp despre declarațiile pe care le-au de depus în această lună până pe data de 25. România este singura țară din Europa Centrală și de Est prezentă într-un top al celor mai atractive 10 destinații pentru activități de logistică. Pentru realizarea clasamentului au fost intervievați utilizatori de spații de depozitare din diferite sectoare de activitate, de la retail, industria auto, la cea farmaceutică. Bucureștiul și zona de vest a României au fost plasate pe locul 8 în topul celor mai dorite destinații pentru activități de logistică în acest an. Așa cum era de așteptat, cel mai scăzut scor a fost obținut la capitolul infrastructură, dar și la terenurile și spațiile moderne de logistică disponibile. Totuși, România a reușit să surclaseze piețe precum Frankfurt, Praga, München, Hamburg, Barcelona sau vestul Angliei. Jurnalul Economic se încheie aici, doamnelor și domnilor. Cu veștile din domeniu ne întâlnim luni la aceeași oră. Vedeți acum cursul valutar al zilei. La revedere!